Membrii celor patru trupe de teatru sunt persoane trecute de prima tinerețe, dar care au vrut să demonstreze că talentul nu ține cont de vârstă. Sunt bucuros pentru, în primul rând, pentru faptul că ne-am aflat cu toții aici, în aceste zile minunate, și pentru că am reușit să dăm toți cei care am participat, sunt convins, tot ce e mai bun din noi. Am cunoscut oameni deosebiți și sperăm să venim cu aceeași plăcere și la ediția următoare. Vă mulțumim! Șefele, adaptare după Werner Schaap, o vizită de neuitat de Ile Caragiale, Gaițele, adaptare după Alexandru Chirițescu și Titanic Vals, a lui Tudor Mușatescu, au fost piesele puse în scenă de cele patru trupe de amatori care au reușit să impresioneze juriul. Domniile voastre, în calitate de, de actor și de persoane implicate în actul scenic, ați dat dovadă de o energie cu totul aparte, de o pasiune convingătoare în derulările scenice. Dumneavoastră, aproape inconștienți, v-ați creat povestea care va rămâne, începând de astăzi, imanența pe pânzele vremurilor în care trăiți în această superbă clădire de cultură craioveană. Am simțit în fiecare dintre producțiile dumneavoastră că există o comunicare, o întâlnire a dumneavoastră unul cu celălalt, că ați stat și v-ați cunoscut, v-ați întrebat și v-ați răspuns și v-ați ascultat atât ca oameni, sau în primul rând ca oameni, ca echipă. Ați ales Craiova, ați ales să veniți la noi și până la urmă să ne ajutați și pe noi ca împreună să creștem, pentru că o prima ediție a unui festival de teatru sub egida unei biblioteci va naște cu siguranță și alte proiecte asemănătoare acestuia. La anul, clar, pe ediția a doua a festivalului trebuie să fie internațională. Sper ca prietenii dumneavoastră din Bulgaria și din celelalte țări din Balcan să vină la Craiova. Festivalul de teatru Mereu Tânăr este unul dintre evenimentele ce se înscriu în seria de manifestări dedicate campaniei Craiova, Capitală Culturală Europeană 2021.